Salutare, prieteni! Astăzi din Microsoft Flight Simulator 2024 am zburat deasupra orașului Cluj-Napoca, un oraș cu o suprafață de aproximativ 179 de kilometri pătrați și cu o populație de aproximativ 325.000. Orașul Cluj-Napoca este un oraș situat în centrul României, fiind și reședință de județ. Este cunoscut ca un important centru cultural, academic și economic al țării. Cluj-Napoca are o istorie bogată datând din perioada romană, când era cunoscut sub numele de Napoca. Orașul a evoluat de-a lungul secolelor, devenind un important centru comercial și cultural. Orașul este cunoscut pentru instituțiile sale de învățământ superior, printre care Universitatea Babeș-Bolyai, una dintre cele mai mari și prestigioase universități din România. Clujul găzduiește numeroase festivități culturale, inclusiv Festivalul Internațional de Film Transilvania și Electric Castle, un festival de muzică electronică și, în ultimul rând, binecunoscutul festival Untold. De asemenea, orașul are o viață de noapte vibrantă și o scenă artistică activă. Dacă ai ajuns în Cluj și nu știi ce să vizitezi, eu îți recomand pentru început să ajungi în Piața Unirii, care este situată în inima orașului, iar de aici vei putea admira arhitectura istorică, iar imediat în apropiere vei putea să vezi și binecunoscuta Biserică Sfântul Mihail, care este una dintre cele mai importante biserici din Transilvania, cunoscută pentru turnul său înalt și interiorul gotic. Tot la Cluj poți să vizitezi și Cetățuia, o fortificație istorică situată pe un deal, oferind o panoramă splendidă asupra orașului. Grădina Botanică Alexandru Borza este un loc minunat pentru o plimbare cu o diversitate impresionantă de plante și sere. Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei oferă o privire asupra istoriei bogate a regiunii, cu exponate care acoperă diferite perioade istorice. Parcul Central Simeon Bărnuțiu, un parc frumos, ideal pentru relaxare, plimbare sau picnic. Dacă ești pasionat de bere, poți vizita fabrica de bere Ursus pentru a învăța despre procesul de fabricație al berii și a degusta produse. Teatrul Național Lucian Blaga oferă spectacole de teatru și alte evenimente culturale, fiind un loc important pe harta culturală a orașului. Tot în apropierea Clujului vei găsi și Mănăstirea Nicula, care este cunoscută pentru icoana făcătoare de minuni, totodată fiind un loc de pelerinaj popular. În ultimul rând, dacă ai ajuns la Cluj, vei putea experimenta un zbor cu balonul, care oferă o experiență unică, oferind o privire în ansamblu transilvanian. Bastionul Croitorilor este una dintre puținele părți rămase ale vechilor ziduri de apărare ale orașului. Datând din secolul al XV-lea, bastionul a fost întreținut de breasla croitorilor. În prezent, acest bastion găzduiește un centru cultural și expoziții temporare. Palatul Banfi, un edificiu baroc impresionant, situat în Piața Unirii, construit între 1774 și 1785. În prezent, găzduiește Muzeul de Artă din Cluj-Napoca. Fațada sa este decorată cu sculpturi și elemente baroc. A fost reședința guvernatorului Transilvaniei și un centru al vieții politice și culturale.
Strada în oglindă, sau Iuliu Maniu, este una dintre cele mai faimoase străzi din Cluj, cunoscută pentru clădirile simetrice construite în stil ecletic în secolul al XIX-lea. Această stradă conectează Piața Unirii cu Piața Avramiancu. Mănăstirea Franciscană este un ansamblu religios construit pe locul unei vechi biserici dominicane ce datează din secolul XIII. Aici poți vizita frește și obiecte de cult cu o mare valoare. Este una dintre cele mai vechi clădiri din oraș. Casa Matei Corvin este casa națională a regelui Matei Corvin, care a domnit în anul 1443, situată în apropierea pieței muzeului. Clădirea gotică este una dintre puținele exemple de arhitectură medievală civilă din Cluj. Astăzi, clădirea găzduiește diverse instituții culturale, fiind un simbol al legăturii istorice dintre Cluj și regalitatea medievală. Piața Muzeului este cea mai veche piață a orașului, situată în centru istoric. Aici poți vedea obelixul Carolina, ridicat în 1831, terase și restaurante amenajate în stil medieval, fiind un loc ideal pentru plimbare, relaxare, încărcat de istorie. Biserica Metropolitană Ortodoxă din Piața Avramiancu este construită în stil neobrâncovenesc și a fost construită în 1923-1933. Interiorul impresionant și picturile murale fac din catedrală un punct de interes religios și turistic. Se află în centrul unei piețe importante unde sunt organizate evenimente naționale. Biserica reformată de pe ulița Lupilor este cea mai mare biserică gotică din România, după Biserica Neagră din Brașov. Această biserică a fost ridicată între anii 1486-1516. Este cunoscută pentru acustica sa extraordinară și orga impresionantă. Cluj Arena este un stadion de aproximativ 30.200 de locuri, care a fost inaugurat în 2011, fiind construit pe locul vechiului stadion Ion Moina, iar acest stadion este folosit pentru meciuri de fotbal, atletism, concerte și alte evenimente de amploare. Este stadionul de acasă al echipei de fotbal Universitatea Cluj, iar acest stadion mai găzduiește și meciuri ale echipei naționale de fotbal și se situează pe strada Uzine Electrice, în apropiere de Parcul Central Simeon Bărnuțiu. Pe acest stadion au concertat artiști precum Depeche Mode sau Metallica. Stadionul Dr. Constantin Rădulescu este un stadion de aproximativ 23.500 de locuri și a fost inaugurat în 1973, dar a suferit modernizări majore, ultima fiind în 2008. Acest stadion este stadionul principal al echipei de fotbal CFR Cluj, echipa de succes în fotbalul românesc cu numeroase titluri de campioană. Stadionul se află pe strada Romulus Vuia, în cartierul Gruia. Pe acest stadion s-au desfășurat meciuri din Liga Campionilor și Europa League, precum și meciuri din campionatul intern. Clujul deține aeroportul internațional Avramiancu și este unul dintre cele mai importante aeroporturi din România, servind regiunea Transilvaniei. Aeroportul este situat la aproximativ 9 km est de centrul orașului Cluj-Napoca, în localitatea Someșeni. Aeroportul a fost înființat în anul 1932, fiind unul dintre cele mai vechi aeroporturi din România. Aeroportul Avramiancu din Cluj este al doilea cel mai aglomerat aeroport din țară, după aeroportul internațional Henri Coandă din București. Cu o lungime de 2100 de metri, pista este modernă, acoperită cu asfalt și poate primi avioane de mari dimensiuni, deținând și două terminale principale. Ambele au fost modernizate și extinse pentru a răspunde traficului internațional tot mai mare. Aeroportul dispune de parcări generoase, inclusiv locuri pentru șederi scurte sau lungi.
Așadar, dragi prieteni, nu ezitați să puneți pe lista de vacanțe și orașul Cluj-Napoca.